Coliziunea a avut loc la intrarea în comuna Schitu Golești, pe drumul național 73. Martorii accidentului au sunat panicați la 112 când au văzut taxiul răsturnat. Autoritățile au declanșat codul roșu de intervenție. La locul intervenției s-au deplasat primele echipaje de la detașamentul pompieri Câmpul Lung, în speță o autospecială cu apă și spumă și o ambulanță, și în același timp a fost declanșat planul roșu de intervenție al ISU Argeș, moment în care toate ambulanțele disponibile au plecat către locul intervenției. Primii salvatori ajunși la fața locului au găsit 4 persoane rănite și, din fericire, starea lor nu era una gravă, așa că autoritățile au ridicat codul roșu de intervenție. 3 persoane au fost transportate cu ambulanțele la spital pentru investigații. Este vorba despre cei 2 șoferi și o pasageră din autoturismul taxi. Am fost solicitați la un accident cu victime multiple. În momentul sosirii nu am mai găsit nicio victimă. Din câte am înțeles, mai grav a fost șoferul autoturismului, care a fost transportat la CPU Câmpul Lung. Polițiștii rutieri fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a gradului de vinovăție al celor 2 șoferi implicați în accident. Lucrătorii din cadrul biroului rutier al poliției s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au constatat că un maxi-taxi ce se deplasa din direcția Câmpul Lung a intrat în coliziune cu un taxiu care circula în aceeași direcție de mers, rezultând răsturnarea taxiului. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a 3 persoane, respectiv a celor 2 conducători de vehicule, precum și a unui pasager ce se afla în autoturismul taxi. În cauză s-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.